persoanele cu dizabilități și cei ce nu se mai pot ajuta singuri prin muncă. În această serie, vei cunoaște categoriile de oameni ajutați de către Asociația MGM. A fost zidar. O viață întreagă constructor, iar un accident l-a pus la pat. Paralizat. Tot constructor, muncitor, meseriaș și un exemplu pentru localnici. Boala l-a îngenunchiat. A lucrat în Israel, om gospodar și de omenie, răpus de boală, singur și cu nevoi speciale. Și lista continuă. Ce au în comun acești oameni? Că a fost o vreme în care erau sănătoși, dar prezentul i-a îngenunchiat. De asemenea, în comun au faptul că au fost printre beneficiarii cu dizabilități ajutați de către Asociația MGM. Organizația MGM ajută oamenii care nu se mai pot ajuta singuri prin muncă, precum persoanele cu dizabilități, bătrânii, mamele părăsite de soți, familiile cu bolnavi în întreținere. Cu viziunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, filtrăm beneficiarii în așa fel încât resursele dumneavoastră să fie cheltuite cât mai înțelept, iar adevăratele și realele nevoi să fie acoperite. Scutere și cărucioare electrice, pampers pentru adulți, nevoi medicale, întreținere periodică a dispozitivelor persoanelor cu dizabilități, vizite periodice în casele celor bolnavi și în casele vârstnicilor, pachete cu alimente și pachete de igienă. Sprijinul pe care Asociația MGM îl acordă celor care nu se mai pot ajuta singuri prin muncă. Fii părtași cu noi la îndeplinirea promisiunilor lui Dumnezeu. El nu dă niciodată uitării pe cel în nevoi. A promis că va fi cu noi în fiecare zi. Fii o mână lui Dumnezeu în viața cuiva prin Asociația MGM.